Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin invențiile lor revoluționare. Prin creativitate, muncă și curaj, au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Ștefan Lucian. Cine urcă o golgotă are bunul prilej să învețe. S-a născut la 1 februarie 1868 în Ștefănești, fost sat, astăzi oraș, din județul Botoșani, loc în care trecutul poate salva prezentul, oare și invers? Regimul premergător anului 1989 a oferit un răgaz casei memoriale dedicate pictorului, aceasta fiind abandonată după 1990. Fosta clădire a muzeului trebuie reabilitată prin asumare de Consiliul Județean. Imobilul aflat la Ștefănești locul de naștere al lui Ștefan Lucian este cedat Muzeului Județean din Botoșani. La expoziția din primăvara anului 1902, Caragiale a exclamat, privind un tablou, băiatul ăsta nu știu ce are, că mă reține. Caragiale nu avea prea multă pricepere în materie de pictură, dar fraza lui exprimă, limpede, situația în care se găsea Lucian. Acesta împlinise 33 de ani, dar era destul de puțin cunoscut, deși absolvise clasa de pictură a Școlii Naționale de Arte Frumoase, studiase la München, la Academia de Arte Frumoase și la Academia Julien, în capitala Franței. Făcuse greșeli, nepriceput întrebări practice, credul pierduse avutul pe care l-a moștenit, declinând spre condiția de boem, dar nimic în atitudinea bărbatului tânăr, înalt, cu alură de sportiv sau de actor, ce joacă într-o poveste de la sfârșitul secolului al XIX-lea, nu anunțase trezirea în fața destinului brutal singurul răstignit din istoria picturii noastre, expresia ea a aparținutului Octavian Paller. Începea un urcuș de 15 ani pe Golgota. I-a apărut zâmbetul chinuit, impur, tulburat de durere. Te gândești fără voie la fața arsă de suferință din tabloul Un zugrav, grav, când încă se mai putea deplasa pictat cu deosebire peisaje. La Brebu, la Govora, în Bărăgan, la Filipești de Pădure, la Poiana Ialomiței, Mergea ceasuri întregi cu căruța, cu genunchi la gură, ca să poată picta, cum zicea el, un gel. Din clipa când boala nu i-a mai îngăduit să se miște, peisajele nu mai sunt accesibile. I-au rămas florile. Părea mai simplu, ele le culegeau alții aducându-i le în cameră și aștepta clipa când boala îi îngăduia să mânuiască penelul. Creația și moartea se luminează reciproc în opoziția dramatică dintre petalele anemonelor care ard și întunericul cuibărit în potirul florii, exact ce se întâmplase în destinul lui Lucian. ales să trăiască între teama că își va pierde viața și teama că își va pierde harul, săgetat de dureri cumplite. Se întreba disperat dacă mâna îl va mai asculta. Chiar atunci când, către sfârșit, a trebuit să-i se lege penelul de încheiatura mâinii, când picta din fotoliu sau pe rotile, era recunoscător providenței. Lucian s-a expus la suferințele fizice care l-au istovit și au înrăutățit situația, dar instinctul de creator a fost mai puternic decât cel de conservare. Din anii 60 ai secolului al XX-lea, opera lui Lucian reprezentase pictura românească în expoziții din Varșovia, Berlin, Viena, Moscova. Cele mai multe dintre operele lui Ștefan Lucian nu se găsesc în colecții particulare, ci sunt expuse în muzee. Nu se găsesc în galeriile de artă Ștefan Lucian din Botoșani. În județ există un singur loc, Casa Ciomac, fără legătură cu pictorul, unde sunt păstrate obiecte care au aparținut, prin grija doamnei Aglaia Corneanu. Rămâne flacăra unei inepuizabile pasiuni pentru artă. Astăzi v-am prezentat opera și activitatea lui Ștefan Luchian în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Mâine, Radio România Regional vă propune să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.